Bună ziua și bine te-am găsit la o nouă lecție virtuală de limba și literatura română. Astăzi la lecție vom continua să vorbim despre opera remarcabilului prozator Ion Druță, novela Bătrânețe haine grele. Te îndemn să pregătești manualul Dulce Grai, caietul și pixul. Când ai fost ultima dată la o expoziție de artă plastică? Îți amintești? Oprindu-te în dreptul fiecărui tablou vernisat, îl admirai minute în șir, fiind copleșit de talentul pictorului. Acum îți propun să examinezi imaginea și să scrii liber în caiet, timp de 3 minute fără oprire, orice asociații și gânduri îți vin în minte, iar eu voi scrie împreună cu tine. Schița scrierii libere ce am obținut-o este următoare. Un tânăr a venit la expoziția de artă plastică. Din toate tablourile expuse, atenția i-a atras un portret al unui bărbat bătrân. Tânărul a descoperit că acest chip de pe pânză seamănă cu tatăl lui. Asemenea tatălui, personajul purta pălărie cu borurile mari, avea ochii mari și limpezi, privirea blândă și binevoitoare. Însă această privire mai spunea că nu e ușor să fii bătrân. Sunt absolut convinsă că ai obținut și tu un mini-text reușit. Ai lucrat cu textul novelei Bătrânețe haine grele și ai putea afirma că știi conținutul ei. Să ne amintim. Acțiunea novelei Bătrânețe haine grele are loc în satul Trifănești, iar cei care au văzut mai multă lume în viața asta i-au spus satului Badea Cireș. Personajul central, Badea Cireș, toată viața demonstrează oamenilor că este tânăr, că poate munci în vie, că este un bun gospodar la casa lui, că este cel mai glumeț și bun de gură om din sat. Badea Cireș a trecut prin mai multe probleme ale vieții. A pierdut un fecior la război, i-a ars casa, a muncit din greu toată viața, însă simțul umorului și voia bună nu l-a părăsit. Momentul cel mai tensionat al novelei este gândul lui Badea Cireș că sfârșitul vieții e aproape, că bătrânețele nu l-au ocolit. Într-o bună zi, Badea Cireș, ieșind să mai facă o glumă cu vecina, a căzut. Însă chiar și ultimul gând al personajului a fost că totuși a amăgit el satul, făcându-i o bucată bună de când era bătrân și nu l-a știut nimeni. Și acum să vedem ce vom realiza astăzi la lecție. Rubrica Vrem să știm conține două obiective ale lecției. Să caracterizăm un personaj în baza reperilor. Să exprimăm punctul de vedere asupra unui fapt, eveniment. Din conținutul novelei cunoști că sub pălăria vișinei al personajului central se ascundeau trei chipuri. Badea Cireș, glumețul, Badea Cireș, vierul, Badea Cireș, cap de familie. Citind novela, ai constatat că personajul literar Badea Cireș este caracterizat mai mult direct de către autor. Autorul ne prezintă portretul fizic și moral prin comentarii explicate. În novelă este și caracterizare indirectă care se deduce din acțiunile personajului, din limbajul folosit, modul cum gândește și apreciază circumstanțele, mediul în care trăiește, vestimentația și altele. Pentru a-l caracteriza pe Badea Cireș, trebuie să motivezi concret pe text orice apreciere pe care o vei emite.
Aici îți propun o imagine cu spații libere. Pentru fiecare spațiu liber, scrie expresii sau propoziții din text care ar caracteriza adecvat fiecare din cele trei chipuri ale personajelor. Că ai nevoie de textul novelei din manual. Dacă ai găsit în novelă răspunsurile, atunci compară și convinge-te dacă ai completat corect spațiile. Badă cireș, glumețul. Adrege gluma așa cum o drege badea cireș, nu se afla altul pe lume. Era mereu gata de glume. Și când numai cel vedeai oprit la răscruce, cu ochiul mijit, mai potrivind, odată gluma prinsă adineauri, se adunau patru mahalale în loc și pornea un hohot de surziseră într-o vreme toate vrebiile din sat. Am să mă duc să mai șuguiesc cu măriuța aceea. Stați, bre, nu mai plângeți. Vroiam doar să mai fac o glumă, că de așa mi-a fost firea, glumeață. Badea cireș, vierul. De-abia ajuns în vie, își sufleca mâinicile și plângea cu lacrimi de-o șchioapă hârlețul ce-a nimerit în mâinile lui. Zeci de mii de tufe se adunau în jurul lui. Și atunci, uitându-te la dânsul, îți părea că fiecare deget de-a lui a sădit o viață întreagă vie, a cules poamă și a băut vin. Badea cireș, stăpânul casei. Cum pășește pragul, devine vașnic de parcă a semnat chiar atunci o lege nouă. Dacă totuși e nevoit să scoată o vorbă, o spune rar, de parcă o epocă i-ar vorbi unei clipe. Badea cireș, dacă se întâmpla un lucru mare, sădește un copac în grădină. Sper că ai reușit să obții și tu aceste răspunsuri. Dacă te-ai bătut, să nu te sperii, nu este nimic grav. Novela Bătrânețe, haine grele este o adevărată baladă. Personajul Badea cireș prin cele trei chipuri formează un tot întreg, un om de omenie. Este o ființă profundă, capabilă să comunice cu lumea la un nivel complex, promovând valori precum familia, munca, dragostea și cele mai nobile calități, demnitatea, bunătatea, mila, curajul și credința. În novela Bătrânețe, haine grele, o semnificație deosebită o are livada sădită de personaj. De altfel, pentru el, orice copac sădit este legat de un anumit eveniment din viața sa. Privește tabelul, exprimeți opinia de ce Badea cireș nu a suferit pădurețele toată viața. Pentru a fi convingător în prezentarea și susținerea punctului de vedere, utilizează structurile care te vor ajuta să ierarhizezi argumentele. În opinia mea, după cum știm, în primul rând, în al doilea rând, în concluzie, dacă ai reușit, vin să intervin și să-ți ofer o variantă de răspuns. În opinia mea, pădurețul sădit de Badea cireș semnifică bătrânețea și sfârșitul vieții. După cum știm din text, Badea cireș consideră că e o rușine să îmbătrânești. Rușine, măi, după ce am fost atâta vreme tânăr, să mai fiu odată bătrân. Consider că Badea cireș luptă cu bătrânețea așa cum luptă vânturile și gerurile de iarnă cu pădurețul. Pădurețul semnifică sfârșitul vieții, în primul rând după ce Badea cireș a sădit pomul, a simțit că ceva s-a schimbat. Iarna, stând la gura vetrei, simțea că îl roade piciorul și totuși mare îi era grija ca să nu afle satul că el a îmbătrânit. În al doilea rând,
Când s-a întors vesel de la câmp, mare i-a fost uimirea că pădurețul a dat în floare. Am să te scot, măineică, lasă, nu mai rodi. În concluzie, pot spune că pădurețul semnifică bătrânețea, care nu este dorită de nimeni, precum pădurețele nu sunt pe placul nimănui. În novelele sale, Ionuță a reușit să ne prezinte oameni simpli, frumoși, bogați la suflet, sensibili, înțelegători și grozav de harnici. La lecțiile precedente ai cunoscut novela Odihna, în care scriitorul conturează cu măestrie și alte personaje. Îți propun să compari personajul central din novela Bătrânețe, haine grele și novela Odihna, identificând diferențele și asemănările lor. Imaginile și planul te vor ajuta să structurezi coerent narațiunea. Pentru a realiza această sarcină mai ușor, caracterizează mai întâi primul personaj, apoi pe cel de-al doilea, iar în ultimul rând determină ce caracteristice asemănătoare au. Nu uita de textul novelei din manual, cu care va trebui să motivezi, și de imaginile propuse. Drag elev, la această lecție am descris un portret utilizând metoda scrierii libere. Am scos în evidență momentele principale ale textului. L-am caracterizat pe Badea Cireș, personajul textului, în cele trei ipostaze: glumețul, vierul și stăpânul casei. Dar l-am văzut pe acest personaj și în comparație cu mătușa din novela Odihna. Ne-am exprimat opinia referitor la semnificația pădurețului pentru Badea Cireș, argumentând cu evenimentele textului. Am văzut că prozatorul Ionuță a oferit cititorului personaje de la care poți învăța să trăiești, să semini frumosul, să sporești omenia și să înfrunți toate greutățile vieții. La revedere și îți doresc o zi cu soare!